procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Zalău efectuează cercetări față de inculpații Varga Gheorghe Bobi pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată și conducerea unui vehicul fără permis de conducere și Resmiveș Mariana Anca pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. În fapt, s-a reținut că în data de 19 septembrie 2016, prin amenințare și intimidare, au deposedat-o pe persoana vătămată de cheile de la autoturismul proprietate personală, două telefoane mobile și alte bunuri. Persoana vătămată a reușit să părăsească autoturismul și a fugit spre localitatea Ghireș, județul Sălaș, unde i-a povestit martorului Crișan Ioan ce i s-a întâmplat, iar acesta a anunțat organele de poliție. În aceeași zi, inculpatul Varga Gheorghe Bobi a condus autoturismul persoanei vătămate, fără a poseda permis de conducere, până în stația Petrom din localitatea Crazna, fiind interceptat de un echipaj de poliție din cadrul secției 6 Poliție Rurală Crazna. La data de 24 septembrie 2016 s-a întocmit referat cu propunere de arestare preventivă pe o durată de 30 de zile a inculpaților Varga Gheorghe Bobi și Resmiveș Mariana Anca. Propunerea a fost admisă în parte la data de 24 septembrie 2016 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătorului Zalău, care prin încheierea penală a dispus arestarea preventivă a inculpatului Varga Gheorghe Bobi pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 24 septembrie 2016 până la data de 23 octombrie 2016 inclusiv, iar față de inculpata Resmiveș Mariana Anca a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 24 septembrie 2016 până la data de 23 octombrie 2016 inclusiv. Procurorii sălăjeni precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.